Sunt 7 referiri în Cuvântul lui Dumnezeu, ca și referințe biblice care vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt. 4 sunt folosite de Ioan Botezătorul, prin care el spune foarte clar: după mine vine un altul. Eu vă botez cu apă, da? Spre pocăință. Dar după mine vine un altul care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, spune Evanghelistul Matei și Luca. Marcu și Ioan spune că el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Despre Domnul Iisus Hristos, o referire foarte clară, o mărturie pe care Ioan Botezătorul, o mărturisire pe care o face, a rămas consemnată în Evanghelii și Ioan face o remarcă la asupra acestor 4 relatări ale evangheliștilor. Ioan spune că Dumnezeu l-a înștiințat despre faptul că acela despre care va vedea Duhul Sfânt venind și oprindu-se peste el, acela este cel care va boteza cu Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor 1:5, Domnul Iisus Hristos spune: Ioan va boteza cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci a 5-a referire, mai găsim una în Faptele Apostolilor 11:16, spune Petru aceste cuvinte: și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. A 6-a și ultima referire, despre care o să și comentăm, poate cu ajutorul Domnului în seara aceasta, 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh.